Consilierii județeni s-au reunit astăzi în ședință ordinară. Pe parcursul a aproape trei ore au fost dezbătute, analizate și votate 17 proiecte de hotărâre. Aleși au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de reabilitare și amenajare interioară și exterioară la clădirea B a casei Petofi Baia Mare, pentru realizarea de reparații capitale la șarpanta Palatului Administrativ și lucrări de finisaj exterioare la Corpul E, dar și pentru realizarea instalației electrice de utilizare la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din satul Sârb, Comuna Fără. Totodată s-a retras dreptul de administrare a Spitalului Județean de Urgență Baia Mare asupra unui imobil aparținând domeniului public al județului Maramureș. Este vorba despre clădirea în care a funcționat planningul familial, de pe strada Moldovei și în care nu se mai desfășoară activități medicale. Tot astăzi, consilierii și-au dat voturile pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al orașelor Borșa și Cavnic în domeniul public al județului, dar și pentru includerea în domeniul public al județului a unor bunuri imobile și darea lor în administrare Centrului Școlar de Educație Inclusivă Vișeu de Sus. De asemenea, au aprobat acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și celui de specialitate ce lucrează în Spitalul de Boli Infecțioase și în Spitalul Județean.